Circulă o vorbă în vremuri apuse, cum că fumul ce ieșea prin turnul de la cet ucidea fără milă în salcea culturile de castraveți, bostan, ceapă și ridichi. Dar ce mai conta când agentul termic clocotea vesel în caloriferul orășanului din Suceava? Nimeni nu și-a dat seama că fierberea cu clocote va trece dincolo de fonta caloriferului și va agita peste ani mințile pesediștilor până la pierderea logicii. Locația PSD Suceava, autor pesediști cu rațiunea în clocot, sursa termica, idee neinspirată, exprimare confuză, ton certăreț. Pe scurt, am prezentat diagnoza ultimei conferințe de presă de la PSD Suceava. Protagoniștii producției nefericite de brambureală, senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donțu și consilierul local Cornel Grosar, au reușit performanța să comunice jurnaliștilor și opiniei publice că nu au nimic de comunicat. Filozofând politic prin comunicate de presă, oamenii aceștia au pierdut facultatea de a articula cuvinte și a transmite un mesaj cel puțin ordonat. Presupusa armonia comunicării s-a fracturat și comic și trist când senatorul Donțu și consilierul Grosar au trebuit să cadă de acord dacă PSD va vota în Consiliul Local Suceava majorarea prețului la gigacalorie și scumpirea încălzirii. Vreau să anunț că Partidul Social Democrat nu va vota în Consiliul Local Suceava majorarea prețului gigacaloriei. Există trei moduri de a vota acolo. Pentru, împotrivă și mă abțin. Din punctul meu de vedere, mă abțin în momentul de față. Abținerea înseamnă că nu suntem de acord. Câtă pedagogie, dar mai ales lipsă de diplomație la consilierul Grosar când îi trage preșul de sub picioare șefului său de partid. Hai să mai ascultăm o dată, poate ne scapă ceva. Vreau să anunț că Partidul Social Democrat nu va vota în Consiliul Local Suceava majorarea prețului gigacaloriei. Există trei moduri de a vota acolo. Pentru, împotrivă și mă abțin. Din punctul meu de vedere, mă abțin în momentul de față. Abținerea înseamnă că nu suntem de acord. Nu e un vis urât. Dacă n-ar fi umor involuntar pesedist, atunci ar fi o scenă de teatru absurd. S-au grăbit cei doi domni să factureze către Sucevean nefăcutele din programul electoral. De fapt, cei doi domni s-au grăbit să factureze către Sucevean nefăcutele din programul electoral. Și acum arată iar spre fumul și cenușa rămasă după cet sau termica. 1000 de ani le va trebui să reclădească ce-au sfărâmat într-o zi de joi în conferință de presă. Vreau să anunț că Partidul Social Democrat nu va vota în Consiliul Local Suceava majorarea prețului gigacaloriei. Există trei moduri de a vota acolo. Pentru, împotrivă și mă abțin. Din punctul meu de vedere, mă abțin în momentul de față. Abținerea înseamnă că nu suntem de acord. Departe însă de cele menționate aici, undeva pe câmpurile de la Salcea, de la Plopeni, mama natură a învins neagra funingine aruncată nemilos de cet sau termica. Iată castraveții, bostanii, ceapa și ridichile râd din nou la soarele cald și blând al toamnei. Legenda locului spune că pesediștii, din păcate, au înfrânt. Toată rațiunea adunată de ei le-a rămas sub zgura care a fost biruită, după cum am spus, de castraveți, bostani, ceapă, ridichi și altele.